bine ați venit la un nou episod din seria interviurilor inspiraționale Oameni de 10, oameni care ne inspiră, ne motivează și ne arată că se poate. Dr. Florin Trifan este medic primar neurolog la Spitalul de Neuropsihiatrie din Craiova. Un profesionist și un medic care îmbină profesionalismul de a stabili corect diagnosticele și tratamentele pentru pacienții săi cu pasiunea de a forma noi generații de medici neurologi. Pregătiți-vă să urmăriți o poveste despre profesionalism și despre un medic de 10. Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți aici. Să rămână, mulțumesc de invitație. Știu că acceptați greu invitațiile de a vorbi în public, dar noi credem că prin astfel de interviuri reușim cumva să mai determinăm niște oameni care cu adevărat fac lucruri bune în comunitatea noastră, să fie un exemplu poate pentru tinerele generații. V-aș întreba cum v-ați ales neurologia și cum ați ajuns la spitalul unde lucrați astăzi. Păi, în primul rând, nu aș vorbi de neurologie, aș vorbi de medicină. N-aș zice că am ales neurologia, ci aș zice că a fost singura opțiune. Nu pentru că m-a împins cineva, ci pur și simplu așa am văzut. Mama a fost medic și când eram copil, adică 6-7 ani, se întâmpla să nu am cu cine să stau acasă și atunci m-am luat la spital. Și am constatat că e ceva care îmi place. Nu numai pacienții, personalul, ci pur și simplu ce se întâmplă acolo. Era ceva care îmi plăcea. Și încet, încet, trecând prin școală, deși se pare că la un moment dat neapărat că am fost bun, dar eram printre cei care mă descurcam și la matematică. Vreau să spun ca o paranteză, n-am făcut medicina că nu mi-a plăcut matematica. Nu mi-a plăcut matematica aia superioară, pentru că n-am înțeles-o, sincer, dar până acolo mi-a fost ușor la matematică, dar mi-a plăcut foarte mult fizica. Ei, și când am ajuns să aleg, de fapt n-aveam ce să aleg pentru că nu știam decât atâta lucru. E o problemă asta pentru că le spun la toți prietenii spun care mă cunosc bine, nu știu ce o să fac la pensie și sper să nu ies la pensie. Nu vreau să spun nici sistemul de stat, sper să reușesc să mă târăsc la cabinet cum o-i putea când o-i avea un pacient ca să fac ceea ce îmi place, ceea ce știu să fac. Restul nu prea știu să fac altceva. Și o faceți foarte bine. Sper. Care au fost cele mai mari provocări de care v-ați lovit în cariera dumneavoastră? Și vă întreb acest lucru pentru că, da, e adevărat, vorbim despre succes, vorbim despre reușită, numai că trebuie să fim conștienți că reușita înseamnă capacitatea de a depăși eșec după eșec. Cum reușiți dumneavoastră și de ce vă loviți? Treaba este așa. Provocările au fost și sunt în continuare. Cea mai mare provocare este că medicina se schimbă constant și tot timpul. Oamenii de acum nu mai sunt oamenii de acum 2, 3, 5, 10 ani. Învățăm partea teoretică din medicină ca să ne facem o idee și prin ceea ce vedem în fiecare zi constatăm că este doar o linie de ghidare și restul nu seamănă cu cartea. Și asta este provocarea, bineînțeles dacă vrei să-i ajuți pe cei din jur, să reușești să fii mereu acolo unde trebuie, pentru că e greu, cum spuneam, oamenii se schimbă constant, motiv pentru care și patologia se schimbă constant. De asta le spun la rezidenții mei, ați ales bine medicina, pentru că dacă sunt meserii chiar, care astăzi sunt, în 2 ani nu mai sunt, medicina va fi întotdeauna. Va fi întotdeauna, pentru că oamenii se schimbă și totul se schimbă și atunci nu va apărea, zic eu, niciun robot care să fie în stare să facă ceea ce facem noi astăzi. Cum este pentru dumneavoastră să îndrumați atâtea generații de medici rezidenți? Știu că sunteți apropiat de ei și că pas cu pas le construiți cumva drumul spre succes. Păi cred că este una dintre părțile cele mai frumoase ale activității de zi cu zi. Și zic frumoasă de ce? Pentru că din 5 în 5 ani, cam așa, se schimbă rezidenții. Schimbându-se rezidenții, am impresia că rămân tot la vârsta aia. Ei au 20 ceva de ani și eu sunt tot pe acolo. Eu zic că e bine. Și este bine și pentru ei. Eu încerc să fiu... Nu încerc. Eu zic că asta fac în fiecare zi. Să mă port cu ei cum mă port cu copiii mei. Fără să-i feresc de nimic. Mi-amintesc când am intrat eu în rezidențiat, făceam gărzi cu doamna profesor Zaharia
De fapt, făceam activitatea de rezidențiat cu altcineva, dar fiind singur rezident, profesoara a zis, am uitat să spun gărțile le faci cu mine. Asta însemnau 7-8 gărți pe lună. Adică cam la 3 zile eram de gardă. Și după vreo 6 luni de făcut gărzi cu dumneai, zice, eu zic că e suficient să tot cobor cu tine, că am învățat destul, nu știam nimic, sincer. Prima gardă după aia a fost ceva îngrozitor. Pentru că profesoara îmi spusese că știu. Eu în sinea mea înțelegeam că nu știu. Cum să o chem să o întreb ceva pentru care pentru dumneai probabil că era foarte simplu. Încerc să fac treaba asta cu rezidenții mei acum, fără să am... Dumneai era o femeie mai... direct așa, fără să fiu chiar așa, dar încerc să-i trimit pe ei, să-i responsabilizez, pentru că eu zic că asta este calea. Fără responsabilitate și fără să încerci tu să faci ceva, nu vom ajunge mai departe. Și am satisfacția că foarte mulți dintre foștii mei rezidenți mă sună și acum, sau să-mi ceară o părere, sau să-i ajut și pot zice că sunt în niște relații extraordinare cu absolut toți cei care au trecut pe la mine prin cabinet. Medicina nu este ușoară, este un consum emoțional foarte mare și fizic, pentru că faceți gărzi, mereu sunteți în spital. Ce faceți astfel încât să vă încărcați mereu bateriile și să fiți motivat pentru a o lua de la capăt în fiecare zi? E simplu, încerc să fac bine ceea ce fac. Dacă fac bine ceea ce fac, la sfârșitul zilei sau la sfârșitul activității cu un pacient, satisfacția faptului că am făcut ce trebuia să fac nu neapărat că mă motivează, mă ține acolo unde trebuie. Este dur să spun, dar hai să zicem așa, sunt cunoscut pe secție pentru faptul că mă sună aparținătorii pacienților pe care am încercat să-i ajut, dar n-am putut și au murit, să-mi mulțumească că am făcut ce trebuia să fac sau ce și-au dat seama că trebuia să fac. Și câteodată, deși spuneam e ciudat și dur, poate mă motivează mai mult chiar și treaba asta. Înseamnă că am încercat și am reușit chiar și acolo unde știam la mult de la început că nu pot să fac mare lucru. Dar oamenii au înțeles că am încercat. Știu că sunteți foarte apropiat de pacienții dumneavoastră, mai ales de cei care vin de mulți ani la dumneavoastră, au boli cronice și vă întâlniți periodic. Și aici este o mare satisfacție să mai zică cineva din când în când, știți, vă știu de când erați rezident. Adică? 20 ceva de ani. Adică veniți de 20 de ani la mine. E bine, înseamnă că am reușit să vă câștig încrederea. Da, la fel le spun pacienților că foarte, foarte greu mă supăr pe un pacient, indiferent de ce se întâmplă, mă mai supăr pe aparținători din când în când care nu înțeleg niște lucruri, dar pe pacienți aproape niciodată. Mai ales că pacienții noștri sunt un pic mai diferiți. Există în acest moment proiecte sau tot felul de inovații la care lucrați sau contribuiți în medicină pe partea de neurologie și vă întreb asta pentru că știu că sunteți implicat în tot ceea ce înseamnă a face un pas în plus în neurologie. Am fost implicat în diverse studii clinice și acum sunt. Ce încerc pe plan personal, sper să reușesc. E un proiect pe care încerc să-l duc la un final, să-l încep de fapt. Să fac o mică clinică de recuperare a pacienților post-accident vascular. Din păcate nu există nimic în momentul de față, aș zice chiar în țară, care să facă treaba asta și să abordeze pacientul din toate punctele de vedere. Și medical, și partea de recuperare motorie, și partea psihologică, mai ales că am în familie oameni care să mă susțină și să mă ajute și să facem împreună treaba asta. Adică băieții dumneavoastră, nu? Care vin din urmă. Băiatul cel mare, da. Care face recuperare medicală. Și soția, da. Și soția, care e psiholog în momentul de față, după o activitate, zic eu, foarte bună ca avocat, a reușit să facă ceea ce i-a plăcut întotdeauna să facă, psihologie, și eu zic că o face bine, chiar dacă nu de foarte mult timp. Și mă ajută și pe mine. Și mă ajută și pe mine treaba asta, pentru că dacă nu reușesc să realizez un contact real cu pacientul, mai ales cu pacientul post-accident vascular, nu vei recupera acel pacient și este un caz pierdut. Faptul că trăiește nu este suficient. Trebuie să trăiască cât se poate de bine. Adică să aibă o viață, nu să rămână undeva într-un pat și să distrugă și activitatea celor din jur și viața lor. Dacă reușim să-l punem pe picioare și el să fie măcar o parte din ce a fost înainte, dar pe picioarele lui, asta este dezideratul real.
Eu sper să reușiți acest proiect și sunt convinsă de fapt că o să reușiți, pentru că vă cunosc și soția și copiii și sunt convinsă că ar fi de mare ajutor pentru comunitatea de pacienți din Craiova, tocmai pentru că nu există astfel de servicii. Da, chiar nu există. Care sunt principiile sau valorile după care v-ați ghidat viața și cariera? Pentru că vorbim de motivație, de inspirație și cred că într-un context social ca cel în care trăim noi astăzi, e foarte important să ne întoarcem la aceste principii și valori. Principiile sunt simple și sunt legate de ce spuneam la începutul interviului. În primul rând, fac ceea ce îmi place. Făcând ce îți place, cum spunea cineva odată, niciodată nu vei merge la servici sau nu vei simți faptul că te duci la servici. Atunci când termin activitatea undeva pe la 8 ceva nou, aproape în fiecare zi, ultimii pacienți se uită și sunt unii dintre ei care n-au fost programați, motiv pentru care așteaptă și câte o oră, două, și mă întreabă, domnule, dar mai puteți? Atâta timp cât sunt cu dumneavoastră în față, trebuie să pot. Și nu pun trebuie la modul imperativ, ci trebuie pentru că asta este activitatea mea. Astea sunt principiile, zic eu. Dacă reușești să faci ceea ce îți place și să-ți menții această plăcere, să zic așa, de-a lungul vieții, nu cred că vei putea face ceva greșit. Ce sfat le-ați oferi tinerilor medici care sunt la început de drum în medicină, în neurologie și poate că sunt dezorientați puțin de haosul din sistem sau dezamăgiți de ceea ce văd în jur? Cred că, în primul rând, se aleagă cu sufletul. Nu e o meserie, nu este o, nici măcar o activitate, nici nu știu cum să numesc medicina. O vocație, poate? Este clar că este o vocație, dar treaba este că trebuie să ți-o înțelegi, să o simți la timp, să fie cineva pe lângă tine care să înțeleagă, să te ajute și să te ghideze la un moment dat. Asta zic eu că e rolul părinților. Fiul meu cel mare spuneam că a făcut recuperare medicală, nu a vrut să facă medicină. Este posibil la un moment dat să fie rolul meu negativ. De ce zic negativ? Mi-a spus la un moment dat, nu am insistat niciodată, i-am lăsat să facă ce vor ei, dar mi-a zis, nu o să fiu niciodată cum ești tu și atunci nu fac. Zic că atunci e un lucru bun. Dacă tu consideri că nu vei ajunge la nivelul care trebuie, fă ceea ce crezi tu că trebuie să faci. Asta le zic tinerilor, să încerce să-și găsească ce vor să facă, cu sufletul, și atunci eu zic că pe parcursul vieții vor veni și restul. Nu imediat, niciodată nu vine nimic imediat și întotdeauna, nu neapărat eșecurile, ci obstacolele sunt cele care te învață și te împing înainte și nu lucrurile bune. Și dacă vor găsi ce le place și vor face din convingere, sigur, treaba va fi bună. Cum ați reușit să vă mențineți cumva echilibrul între carieră și viața de familie în toți acești ani? Pentru că pare din ce în ce mai greu. Timpul parcă se comprimă tot mai mult și nu mai avem timp să echilibrăm cele două componente la fel de importante în viața noastră. Nu e ușor deloc, e chiar greu. Și aici depinde foarte mult de oamenii pe care ai pe lângă tine. Adică oamenii pe care ai pe lângă tine trebuie să înțeleagă în momentul în care au ales împreună cu mine să mergem pe drumul ăsta. Cum spunea, medicina nu este o meserie. Nu pot să plec de la spital și să șterg și să ajung acasă să nu mă gândesc la ce am făcut în ziua respectivă. Este și acum, după mulți anișori de când fac gărzi, să mi se întâmple într-o gardă ceva, să nu meargă cum trebuie, și să am o zi, două, în care să nu dorm bine, cu gândul că poate trebuia să fac altceva. Este dificil să te rupi și nu e dificil, este practic imposibil. Și atunci, evident, dacă cei de acasă nu înțeleg treaba asta, treaba nu merge înainte. La mine se pare că au înțeles și ne înțelegem. Câteodată mai murmură câte cineva, câte ceva, iar răspuns la telefon, suntem în concediu. Dar zic, da, dacă mă sună de trei ori la rând, probabil că ceva s-a întâmplat și poate că pot să fac ceva. În încheiere v-aș întreba ce înseamnă pentru dumneavoastră să faceți parte din campania Oameni de 10 și care ar fi principalul mesaj pe care l-ați transmite celor care se uită la noi. Păi, în primul rând, tu știi foarte bine, mai bine decât oricine, că am venit aici pentru că am vrut. Și de obicei, nu cred în zodii, dar se pare că berbecii au o chestie cu treaba asta. De obicei fac ceea ce îmi place.
și am venit pentru că te cunosc la fel cum mă cunoști și tu pe mine și cred că vrei să faci un lucru bun și că dacă am fost ales, nu eu am cerut să vin aici, înseamnă că poate e ceva de învățat de la mine. Și dacă e ceva de învățat de la mine și de la toți ceilalți care vin aici, sper să reușim să ducem tineri în direcția care trebuie, pentru că în momentul de față nu există valori. Ceea ce văd în jurul lor și ceea ce văd la televizor nu cred că este ceea ce trebuie să inspire. Și atunci o campanie de genul ăsta, nu că e benefică, este excepțională și sper să meargă înainte și sper ca cine trebuie să se uite la treburile, la interviurile astea. Adică tineri în principal. Vă mulțumesc foarte mult! Și eu mulțumesc!